De la știrile zilei trecem la știrile nopții. Copii, închideți televizoarele. Lecție de business oferită de o fată din Iași a făcut 300.000 de euro în ultimul an doar din pozele sexy postate pe platforma OnlyFans. Maria Georgiana e numele ei, lucrează pe firmă și e cu toate taxele la zi. Banii din postări au ajutat-o să-și facă viața, are o casă de 90.000 de euro, are mașină. Planurile pentru anul viitor sunt să-și mai ia și un apartament și să-și deschidă o cafenea. Și-a ajutat cu banii ăștia și familia, dar nu se consideră un model pentru tinerele de azi, pentru că face bani din OnlyFans. Este un cont, adică se spune ca un fel de Instagram. Nu e neapărat despre fete care se dezbracă, cum spune toată lumea, din videochatistă prostituată și, nu știu, nu sunt scoasă, dar... Cumva nici toată lumea nu este foarte informată despre ce se întâmplă acolo. Ei au impresia că ne și întâlnim. De exemplu, când am spus că am făcut 40.000 de dolari, au apărut fel și fel de comentarii cum că nu am postat doar poze și că... Dar eu pot demonstra că sunt acolo. Un mare tips, da, mi-a dat un băiat... mi-a dat tipsuri până a ajuns la 3.000 de dolari. Mi-a dat câte 200, câte 200. Timp îți aloci tu pentru... această platformă, pentru că trebuie să întreții. Da, cam toată ziua. Toată ziua asta fac. Sunt cu telefonul în mână. De dimineață, de când mă trezesc, stau, răspund la mesaje pe Only, pentru că e foarte important să vorbești cu ei. Ignor tot ce... toate vorbele. Preții sunt ok. Adică nu am vorbit despre asta. Ei știu foarte bine, știe toată familia. Câteodată mai facem și glumițe pe tema asta. În pandemie s-a dus... a bubuit, așa, ca să zic. De exemplu, eu și când dorm, lumea se abonează, adică aici vreau să... Plus că pe OnlyFans postezi ce vrei tu și primești bani pentru ce vrei tu să faci, nu pentru ce vrea membrul. Eu nu vreau să fiu un exemplu neapărat. Mă pot lua ca drept anti-exemplu, nu știu. Nu vreau să influențez pe nimeni să ajung aici. Sunt alte modalități. E un fel de Instagram, ai auzit, Ioana, nu-ți faci și tu cont pe OnlyFans? Mă vezi pe mine acolo? Păi tocmai. Dar nu le văd nici pe tinerele astea. La școală, la muncă, nu pe OnlyFans. Ce-i prostie? Dar fata muncește, ce treabă ai tu? Încasează pe firmă, își plătește taxele, bravă, vin banii la statul român care nu știi pe unde îi bagă după aia și pe unde se duc și da, numai unde trebuie, nu se duc, lasă. Fata în pace cu ce te afectează pe tine, repet, e cu taxele la zi, fata a spus nu sunt un exemplu, pot să fiu chiar un anti-exemplu, da, nu încurajează tinerele să facă ce face ea, nu racolează pe nimeni și face fata treaba. Nu, pe mine mă îngrijorează amploarea pe care o ia fenomenul, nu mai OnlyFans și videochat printre tineri și tinere. Am văzut la facultăți, da, la ieșirea din facultăți, cum se promovează afacerile astea, vor să le racoleze pe fete de pe băncile școlii, asta nu mi se pare ok. Lasă-le pe ele dacă vor într-adevăr să... facă asta, da, e decizia lor. Ce mi se pare normal cum vin în fața școlii cu din astea flyere pentru after school, pentru cursuri de engleză, pentru tabere, de ce să nu se ducă la facultate și cu un flyer cu videochat? Până la urmă nu o ia și o bagă cu forța. Omul vine, uite, vrei să te angajezi aici? Astea sunt condițiile, atâta poți să câștigi. Bă, e muncă cinstită. E munca lor. Își plătesc taxele, iarăși, nu văd nicio problemă. Plus că le judecăm pe fetele astea, dar să știi că consumul, că am văzut un reportaj mai amplu cu foarte mulți psihologi, sociologi, care vorbeau despre acest fenomen. Fetele astea trec prin niște momente grele, traume, discută cu tot felul de nebuni, de dezaxați. A, tu vrei să le salvezi pe toate, dar lasă-le, dragă, nu vezi că le e bine, au o meserie care... Are că nu e o meserie ușoară, e cu un consum psihic, emoțional, extrem, extrem de ridicat. Eu cred că pot mai mult fetele noastre. Păi, da, da, decât să se ducă să vândă covrici și să câștige 1.500 de lei, lasă fata să facă ce crede ea că e mai bine pentru ea și până la urmă e mai bine și pentru statul român. Că vezi că studiourile de videochat din România funcționează extraordinar. Văzusem niște cifre ceva fabulos, da? Foarte mulți bani care ajung la stat. Avem cele mai multe, cele mai profitabile studiouri de videochat din Europa. Deci... Păi dacă avem cele mai frumoase fete. Da. Și dacă tot avem cele mai frumoase fete, hai să...